Am ajuns la locul faptei. E 9:20. Suntem aproape de Ciubotea. De aici plecăm. Te pregătești? Da. Bravo. Gata toată lumea? Ne pregătim? Punctul de intersecție. Cascada cu culmea și Poiana Clincea. Aici unde facem stânga și o să ne intrăm cu dungăruși. Mergi în două ori. Am mai încălțat așa, ce mai nu mă trebuie să nu știi? Ăștia sunt așa, intermediu. Suntem aproape de Poiana Clincea. Și un alt indicator care ne arunc. Refugiu Țigănești, 3 ore. Te aștept aici, ai o strungă, după strungă te aștept. Ok. Nu mai avem 10 minute. Ca data trecută. Acum nu mai. Păcălesc. Este o oră și jumătate când am plecat în traseu. Amen medicamentos. După o oră 40 mai înseamnă Poiana Clincea. Ia ce frumos se vede piatra Craiului. Da.
Da, vă rog. Și fără de frână de mână, lăsată și de la liber. Uite aici, la soare ne-o. De două ore plecați de jos. E foarte bine. E bine, suntem în termen. Noi într-o oră ajungem la Țigănești. Suntem într-un punct foarte reprezentativ, frumos. Hai să vede refugiu undeva aici. Aici undeva. Oala. Clincea dincolo, Valea Gaura. Cine vrea la... Dacă n-ai centură de pun, chiar cum ești în față. Dar nu... Mai avem puțin până la refugiu. Da, cred. O să-l așteptăm aici. Ce să-i fac? Hai sus, e refugiu. După 2 ore și 45 de minute, foarte bine am mers. Am ajuns la refugiu Țigănești, la 2172. Vis-a-vis Bucșoiu, mai încolo omul. Piatra Craiului, vis-a-vis. Refugiu Țigănești. Scrie-mi istorie, uite acolo, 2172 are. Dacă vreți să poposiți în el, acesta este. Dacă vreți să-l vizitați. Câteva imagini din și cu pictori. 2178. Am zis 2. E ancora bine? Nu le-a vântul. Da, aici suntem la 2178. Refugiu Țigănești. Și grupul care admiră peisaje. Dacă peisaje nu e, nimic nu e. Bine, băi! Mai avem! Cam 506, așa. Să, oricum, 1400 i-am făcut până aici. 1400, cam așa. Bravo! Ajung și ultimii mohicani. Bravo! Mai happy! Bravo! Iasă! Ne-am strâns! Bravo!
Bravo! Plecăm de la refugiu. Astea sunt indicatoarele. Și dăm spre vârful scara. Mai avem de urcat 250 de metri. Da? Da. Și botea? Da, după. Se vede la cu țigăniște. V-ați urnit? Cam vece, bate vântul ușor. Ne-am pus softurile, hardurile. Ne izenim. Să urcăm acum, că ne apropiem de scară. E bestial. Am prins o vreme să vedem acest super peisaj. Lanțuri, de acolo. Așa. Cum? Nu, asta uite numai. De acolo venim. Ce-o de țigan? Și în continuare urcăm spre scara. Super. Dacă nu aveți curaj, nu mai veniți pe aici, pe între țigănești și vârful scara, că e pericol. Oricum, iarna exclus. Acest lanț. Frumos, nu? De ce e jos? Jale. Și pe aici continuă lanțul. Până și filmez și cu telefonul. Nu.
mâncăresc acum. E lanț nou până sus. Am spus, e lanț nou până sus. Pe jepi mis, talea vechi. Mai avem, coborâm din Opor. În șaua hornurilor și mai urcăm vreo 200. Aia e ultima spre om. Când coborâm în șaua turnuri. Hornurilor, am zis turnuri. Zăpezul. 40 de minute am făcut de pe de la refugiu Țigănești până la vârful Scara cu trupa de șoc. Pe vremea asta normal. Totul merge bine. Vin și restul. Orzi am ajuns la Scara, am auzi? Se vede cabana, mă. Portare. Mă auzi, Alin? Acum te-am auzit, Alin. De ce ești acum, exact? Sunt pe vârful Scara din Bucegi, la 2422 de metri. Faci mie câteva poze aici, să rog, sigur că... Repetă, te rog. Am înțeles, voi plecați după. Eu am omul pe urmă și pe urmă cobor pe Valea Cerbului. Tare, succes, nu am plecat de pe viste. Nu știu dacă ne mai auzim, că ne îndepărtăm. Numai bine, la fel, Alin, Cornel. Să auzim de bine, tură ușoară, pa! Vorbim cu moldovenul, cu tura noastră. Am plecat după Scara, idem spre omul. Este un grafic. De când mi-am dorit. Uite, vezi marcajul. Horn. În est. Aici avem indicatorul din șaua hornurilor. Și aici celălalt horn. Și urcăm spre om acum. Probabil 30 de minute suntem la Ombo. Am ajuns iar la marcaj care ne indică tot ce vrei să nu vrei. Și aici nu-i nimica. Cam n-am unde-și. Trebuie să-mi jamită și până la omul de la Scara, de la vârf. Adică de acolo ne vedem. Și grupul. Am făcut 5 ore până la omul. Da. Băi, nu se poate, e deschisă. Hai să ne luăm o bere. E lume multă. Coborâm pe Valea Cerbului. De la omul.
este ora 15:15. Când am plecat de aici, să vedem cât facem. Coborâm pe Valea Cerului. Zi superbă se încheie. Soare, un pic de vânticel, cât să nu de asta mă îmbrăcăți așa. Să nu ne încălzim prea tare. Da. Haideți, băi! Ion, haideți, mă, veniți! Păi, eu i-am pus pe ea să aștepte. Dar tot așa, am avut parte de vreme. Dacă n-ai vreme... Ce aici, urmă? Ce soarele l-a pus. Da, nu sunt încălzirea asta, nu mai zic. Hai să fie cu plasă în încălzirea asta. Dacă ai condiții fizică, pe care o câștig greu, suntem coborâre pe Valea Cerului. Soarele el a sfințit. Mai avem de coborât. ...17:47, mai avem o oră și până jos. Nici n-am intrat în pădure. Nu e așa, domnul Puiu? Da, mai avem puțin. Puțin pe naiba. Mai avem mai puțin o oră. Mai mult, cred. O oră și un bol. Să filmăm și cresta de vis-a-vis. Mamă, ce belea arată! Poză! Ce fiu ușor, ce fiu. Pe lângă Bolovan. Și mai e un Bolovan. Da. Ăla verde. Plin de mușchi. Hai să vă mai văd cum arătați. Sunteți veseli, nu? După ația kilometri? Bravo! Bravo! Veselie mare! Mai avem. Mai avem.
Noi avem mai bine de o jumătate oră până jos. Păi dacă scrie așa? Nu totdeauna așa. Nu totdeauna, da. No! Ora 18, mai avem 15-20 de minute până în șosea și se încheie traseu. Băi, dar ce zi am avut azi? Este? Perfect. N-a venit tot grupul? Da? Pe tine. Că ai ajuns. Haide, bravo! Vă felicitațion! Bravo, băieți! Bravo-s! Hai, bă, nu te întoarce! Bravo! Acolo, tu mi-ntorci spatele, mă! Tocmai mie! Da o bere! Bravo! Hai să trești! Bravo! Parcă m-am mânecat așa. Ei, ne bucurăm de traseu! A fost super! Bravo! Da. Mulțumim! Mulțumim mult! Cei din urmă vor fi cei din tâi.